Salut! Eu sunt Valentin Tudor, consilierul tău BMW Service. Dacă ne urmărești de ceva vreme, ești la curent cu informațiile pe care eu și colegii mei ți le-am transmis. Vei regăsi pe canalul de YouTube BMW Apan Motors informații valoroase cu privire la intervențiile necesare automobilului tău, pachete de service și multe alte detalii. Astăzi îți voi vorbi despre campaniile tehnice care aduc îmbunătățiri modelelor BMW. În presă le mai găsești și sub denumirea de rechemări de service sau recall-uri. De ce se fac, ce sunt ele și cum afli mai multe? În primul rând trebuie să știi că o astfel de campanie tehnică sau rechemare are caracter preventiv și arată de fapt grija pe care un producător o are pentru ceea ce produce și pentru clienți. Acțiunile tehnice se aplică indiferent că mașina ta mai este în garanție sau nu. De ce ar cheltui un producător cu reparații la mașini care nu mai sunt în garanție? Păi ar putea o face pentru a preveni anumite defecte pe care le-a descoperit într-un lot de produse componente. Prin asta își protejează calitatea finală a produsului, dar și renumele. Corect, nu? Cum afli dacă mașina ta are o campanie tehnică? Ei, bună întrebare, la care BMW îți oferă mai multe soluții. 1. În bordul mașinii, dacă mașina ta este fabricată început cu anul 2014. 2. În aplicația MyBMW, dacă o ai instalată și mașina ta este conectată la aplicație. 3. Dacă ești client Apan Motors, poți afla în cadrul oricărei vizite, indiferent dacă este pentru caroserie sau mecanică. 4. Ne contactezi și verificăm seria de șasiu și îți comunicăm. Sau din comunicatele de presă. Avem și o mențiune aici. Dacă fiecare intervenție se realizează în baza unei programări, pe care o putem face în cadrul unui program extins, de la 7 dimineața până la ora 20. Da, lucrăm în două schimburi, în 2011 Service BMW și de circa 7 ani în două schimburi. Eu sunt Valentin Tudor, consilier Service BMW Apan Motors, îți mulțumesc și îți doresc să conduci cu încredere.